Guvernul de la Kiev a recunoscut oficial că românii din Ucraina vorbesc limba română și nu limba moldovenească. În cadrul ședinței comune a guvernelor României și Ucrainei desfășurate la Kiev, executivul ucrainean a adoptat o hotărâre prin care se recunoaște limba română ca limbă de stat în Republica Moldova, implicit ca limba minorității românești din Ucraina. Decizia a fost luată în contextul obligației îndeplinirii de către Ucraina a criteriilor de aderare la Uniunea Europeană, unul dintre acestea referindu-se și la drepturile minorităților naționale. Din acest moment, la nivel internațional, nu mai există decât o singură limbă oficială, limba română. З цього моменту на міжнародному рівні існує лише одна офіційна мова – румунська мова. Consider că această invenție a Federației Rusiei prin această decizie a guvernului ucrainean a dus la o îndepărtare a unei nedreptăți. Sunt ferm convins că împreună, în continuare, vom conlucra cum am conlucrat și în ceea ce privește tranzitul și exporturilor grânelor din Ucraina și pentru a modifica legislația în ceea ce privește drepturile minorităților, acestea fiind în oglindă toate drepturile pe care le au ucrainienii în România vor fi regăsite și în legislația din Ucraina, astfel încât toți românii de origine română care trăiesc în Ucraina să aibă aceleași drepturi. Șeful executivului s-a referit și la drepturile preoților ortodoxi din comunitatea românească din Ucraina, care au dreptul de a oficia slujbele în limba română. Ședința comună a guvernelor român și ucrainan este considerată una istorică, pentru că reprezintă primul pas concret în realizarea parteneriatului strategic dintre cele două țări convenit la București de președinții Klaus Iohannis și Volodymyr Zelensky. În urma ședinței comune la Kiev s-a semnat o înțelegere privind tranzitul cerealelor care va asigura protecția pieței românești. Au fost semnate și alte acorduri privind dezvoltarea infrastructurii rutiere și a punctelor comune de trecere a frontierei, inclusiv construcția unui pod peste Tisa, dar și în domeniul farmaceutic și al industriei apărării.